iar cu prezentare trebuia. Bine. Bine m-am găsit, sunt Alexandra Crăciun și acesta este canalul meu de YouTube. O să vă rog foarte mult să luați toate lucrurile astea cu un pic de sare, în sensul că e un experiment pe care îl fac. Nu știu exact dacă vreau să fac canal de YouTube, dar prietenii mei m-au încurajat să o fac, așa că here we are. Astăzi povestim despre toate canalele de, sau nu toate, whatever, o parte din canalele de YouTube care îmi plac mie foarte mult. Sunt lucruri pe care le urmăresc în fiecare zi sau recent sau de multe ori și vreau să vă povestesc un pic despre ele. So, hai să începem cu cel care îmi place mie cel mai mult. Este contul Joanei Ginton, habar nu am cum se pronunță. Tipa asta e nord, eu sunt fascinată de nord, îmi doresc de o căruță de ani să mă mut în nord, deci cumva vibrează super mult cu lucrurile care îmi plac mie, pentru că povestește despre viața ei, despre modul în care stă acolo pe frig și cum îngheață și cum își scoate câine la plimbare și cum și-a făcut ea un van cu care se duce în nord și vede luminile, cum le zice la luminile alea? Aurora. Aurora, așa, vede aurora boreală. Mi se pare așa foarte, foarte fain să-i văd viața acolo și să văd ce înseamnă să stai într-o casă izolată, cu iubitul tău, cu un câine și să stai, să-ți înghețe toate țevile și să nu facă față soba și tot felul de probleme de genul ăsta. Și e fain că are și un business al ei, vinde tot felul de bijuterii pe care le transportă de acolo, pictează, înregistrează muzică, deci e un super complex, right brain it, dacă îi să o luăm teoretic. Și e wonderful, chiar e faină tipa. Recent ce vă recomand este să încercați să vă puneți pe fundal un YouTube pe care vi-l arăt acum despre niște sunete. Ea pune microfonul pe un lac înghețat și înregistrează toate sunetele care se aud din înfundătura aia și îi e așa un sunet foarte divin, are așa, nu știu, eu tot îi zic sunetul lui Dumnezeu, că mi se pare că dacă ar trebui să sune Dumnezeu într-un fel, așa ne-ar vorbi și îi absolut demențial să-l asculți așa în timp ce lucrezi sau în timp ce faci ceva sau în timp ce meditezi. Asta e semnul lui Irina, cofintrof Irina, așa face ea, așa fac și eu. Să vă uitați pe contul ei, e foarte mișto tipa, îmi place mult. Apoi, hai să trecem la următoarea. A doua e tot o tipă din nord, o cheamă Lefi și cred că s-a mutat în state sau făcut liceu în state sau ceva de genul ăsta, s-a mutat de mult timp, care are un accent foarte de state, dar de ea îmi place foarte mult că vorbește pe limba minimalismului. O să vedeți că mai este un canal tot pe minimalism, și eu sunt... îmi place filozofia asta, nu pot să zic că sunt super fană, dar rezonez cumva cu valorile astea și ea vorbește mult despre cum să faci să iei decizii înțelepte cu privind cumpărăturile pe care le faci, cum să trăiești viața într-un stil minimalist, o să vedeți apartamentele, arată apartamentele în care se mută ea, vorbește despre meditație, despre cum să faci să-ți organizezi gândurile, despre ritualurile ei, despre ce mănâncă. Cumva un soi de lifestyle blog din ăsta, dar foarte are un stil așa, nu știu, nici știu cum să exprim în cuvinte, o să vedeți, e foarte, pare zeflemistă, dar nu e, nu știu, are un vibe super special și eu rezonez, cred că dacă aș fi aș avea altă orientare sexuală și totally be my partner. Good, v-am zis să las totul cu un pic de sare, dar v-am zis, bun, trecem mai departe. Matt Diavela, asta e pe orientare mea sexuală. Am sorry, dar era la fileu, nu râdeți aici. Este cineva aici care mă filmează și eu îi văd, mă uit la voi, dar îi văd moaca și mă face să râd. Uite, râde acum, râde de mine, bun. Dacă fac pe ea să râdă, deci probabil că și voi râdeți acasă, deci nu semn bun. So, ne întoarcem la cineva care este pe orientarea mea sexuală, respectiv Matt Diavela.
Matt, pe lângă faptul că e mega bunăciune, I'm sorry, dar trebuia să zic, chiar e bunăciune omul și nu mă uit la el pentru că e bunăciune, are skill-uri de video tehnice foarte, foarte mișto și toate producțiile lui sunt foarte bine gândite. Îmi place cum își pune lumina, cum filmează, cum face trecerea între cadre, adică e un om tehnic foarte bun. Dacă aveți comp pe Netflix, documentarul la Minimalism este făcut de el, so, de unde înțelegeți și skill-urile tehnice. Și el vorbește despre, evident, despre minimalism, despre, are tot felul de ritualuri din astea pe care le încearcă timp de 30 de zile, treburi din astea, gen să nu mănânci sare timp de 30 de zile, să mergi la sală în fiecare zi timp de 30 de zile, să meditezi, și după aia vine și trage concluzii, zice, bă, uite, așa s-o simt pentru mine, așa, asta a funcționat, asta nu a funcționat, adică e foarte entertaining, la el mă uit așa, pentru că It's chill, nu e informație foarte grea, când mănânc și am chef de pauză, ăsta e ce trebuie. Ce mai place super mult, acum au pornit ceva școală din asta de habit something și m-am uitat pe landing page-ul lui și chiar interesant. Eu, sincer, aș cumpăra un curs de la el, chiar o să mă gândesc asta. Cool, asta e cu Matt. Și am lăsat la final the juice of the juices, Ioana. Și publicul meu, asta e, cine mă filmează pe mine acum, eu visez să o aduc aici pe canapea și să facem împreună un episod exact cum fac tipii ăștia doi, se numește Cinema Therapy, canalul de YouTube, e un regizor și un psiholog care analizează filmele. Băi, dar le scoate într-un mult super mișto, foarte mișto tipii ăștia, pentru că el privește din perspectivă terapeutică, ăsta se lasă terapeutizat cumva, plânge, își manifestă emoțiile. Na, la noi în România nu prea vedem bărbați care își manifestă emoțiile așa, dar e foarte frumos, deci îmi place super mult. Și iau filme din astea celebre, gen Inside Out, gen Harry Potter, au niște episoade pe Harry Potter, de... stai să vedem ce mai vedem aici. Whatever, tot felul de filme din astea super celebre și le analizează din perspectivă terapeutică. Și îmi place că sparg mituri din astea, gen, nu știu, Inside Out. E clar o chestie de terapie, dar îmi place că efectiv pune punctul pe ei și zice, guys, ăsta e un film pe care să-l arătați copiilor pentru că îi explică foarte bine cum funcționează creierul uman și cum să-și gestioneze emoțiile, știi? Și foarte mult îmi place abordarea. Sunt lunguțe, cred că au, să-i vedem, 27 de minute una fiecare dintre ele, dar e foarte juicy și sper într-o zi Ioana să accepte să facem așa ceva de genul ăsta, mi-ar plăcea mult. Și o să vă mai arăt încă un episod, că la ăștia vreau să vă arăt chiar un episod care îmi place super mult. Cred că canalul ăsta de YouTube, deci e al tipului din Cinema Therapy, dar cred că nu se numește tot da, se numește altcumva, se numește Man That Light. Dar ce face e că în episodul ăsta le face terapie la ăștia din Friends când s-au despărțit, știți, Rachel de, cum îl chema, de Ross, știți că they were on a break, they were on a, așa, explică terapeutic ce s-a întâmplat acolo, vai, de ce pansament pe suflet, cum explică și cum dă sens a tot ce se întâmplă. Bine, Friends, înțelegem, e un sitcom, înțelegem ce e acolo, dar e frumos cum pune punctul pe ei și cum explică niște lucruri care sunt atâta de profunde și de faine. So, Jonathan Decker ăsta e foarte șmecher. E interesant că sunt american, știi, eu n-am așteptări, sincer, de profunzim de genul ăsta de la americani, dar sigur că excepții la regulă există, deci recomand foarte tare This is Very Cool. Și când ne facem curaj, eu și Ioana ne facem Cinema Therapy. La revedere! La revedere!